Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție România Via Cluj. A început deja sezonul festivalurilor și tocmai de aceea, de ce nu, să vorbim pe larg despre festivalurile ce se vor întâmpla în scurt timp în Cluj-Napoca și începem cu Mera World Music Festival, iar alături de mine se află Betlendi Andraș, fondator și organizator al acestui festival. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Spuneți-ne, deja aflat la a patra ediție acest festival, ce aduce nou, ce surprize? Cred că noi suntem singurii care organizăm un festival de world music în Transilvania și pe lângă faptul că suntem un festival de world music, adică aducem artiști și muzică inspirată din muzica tradițională, cu siguranță suntem singurii care au o scenă de șură. Scena noastră se află într-o gospodărie țărănească în satul Mera, la 13 km de Cluj, și gospodăria respectivă este de fapt spațiul central al festivalului. Cred că suntem un festival foarte organic și un festival care nu este nici puțin deosebit și diferit de satul în care organizăm. Aș vrea să vă întreb, de ce ați ales ca și locație Mera? Cu asociație cu care organizăm acest festival, suntem activi în zonă, în zona numită Țara Călatei. Este o zonă etnografică din care face parte și satul Mera. Și în satul Mera, pe lângă faptul că predăm dansul tradițional din localitate, am organizat de două ori, de fapt de trei ori, o tabără de dans pentru copii și tineri. Și m-am gândit ce ar fi să organizăm un concert înainte de gala festivă a taberei și am organizat acest concert de world music care a avut foarte mare succes, fără să avem reclame, afișe, pur și simplu am avut o postare pe Facebook că va avea loc un astfel de concert și a venit 300-400 de persoane. Și după succesul acestui concert și după ce am mutat tabăra într-un alt sat, am zis că ar trebui să lăsăm ceva în locul taberei și de aici a venit ideea festivalului. Iar festivalul cum a crescut de la o ediție la alta? În fiecare an se crește, însă suntem limitați la 1000 de bilete și suntem fericiți pentru acest lucru. Noi suntem un festival micuț și vrem să rămânem micuți. Credem că are o valoare acest lucru, este mai familiar, este o altă atmosferă decât un concert cu 10.000 de participanți. În primul an am avut cam 2.000-2.500 de participanți în cele 4 zile. În anul trecut am depășit deja 4.400 împreună cu invitați și cu artiștii. Și am avut în anul trecut, în ziua de sâmbătă, sold out și este posibil că în anul acesta vom avea sold out pe tot festivalul. Și că veni vorba de artiști, aș vrea să știu mai multe ce artiști vor concerta. Bineînțeles, unii dintre cei mai importanți artiști sunt muzicienii, lăutarii locali. Noi vrem să promovăm această cultură locală din Transilvania și din Țara Călatei, însă credem că se poate promova mai ușor dacă mai avem un artist din Mexic, din Norvegia, din Israel, din Ungaria, din România. Vine, de exemplu, trupa Trei Parale, care a făcut soundtrack cu filmul Aferim, câștigător de premiul Ursul de Argint la Berlinale. Mai avem trupe din Statele Unite, Franța, avem o trupă din Orientul Mijlociu cu membri din Grecia, Turcia și Anglia. Deci este foarte internațional. Ceea ce este comun, punctul comun și asta e conceptul festivalului, totul se inspiră din muzica tradițională. Deci trupa care vine din Mexic cântă muzica tradițională din zona Veracruzului. Trupa care vine din Norvegia cântă un stil specific al comunității lapone din Norvegia. Și, bineînțeles, muzicienii din Transilvania cântă muzica locală din Transilvania. Aș vrea să știu și mai multe despre accesul în festival, dacă telespectatorii ar trebui să știe, nu știu, cum pot ajunge acolo în zonă, cu mașinile personale, există mijloace de transport în comun pe care le puneți la dispoziție sau cum se face efectiv transportul? Este foarte ușor să ajungem în Mera din Cluj.
Chiar și cu trenul se poate merge. Există și program de autobuze pe care se poate găsi pe site-ul nostru meraworldmusic.ro. Se poate merge la Mera și cu CTP-ul, cu autobuzele CTP, dar chiar și cu bicicletă. Cu taxiul costă aproximativ 35-40 de lei de la gară, deci chiar e foarte ușor să fără mașină proprie să ajungem în Mera. Și în afară de concerte și artiști, ce alte activități ați mai pregătit? Avem o șuriță dedicată copiilor. Noi considerăm foarte important ca de la o vârstă fragedă copiii să aibă această experiență cu muzica tradițională. Și din acest motiv avem program pentru toate cele 4 zile pentru copii, în șurița copiilor, programe meșteșugărești, jocuri pentru copii, povestiri pentru copii, predarea dansului, satului, cântece din zonă. Iar pe lângă aceste programe pentru familii și copii, avem proiecții de filme care sunt cumva într-o legătură cu artiștii și cu zonă. De exemplu, filmul Aferim va fi proiectat în cadrul festivalului. Vor fi documentare despre artiștii care vin din Israel. De exemplu, trupa din Israel cântă muzică samariteană, ceea ce este un lucru foarte interesant. Și există un documentar despre cântăreața trupei și, bineînțeles, atunci proiectăm acest film și va fi și un Q&A, o discuție cu Sofie Tzedaka. Și avem documentare și despre zonă, despre dansul și muzica zonei. De fapt, organizăm și două competiții. O competiție din dansul fecioresc din Țara Călatei și o competiție pentru primași, iar materialul obligatoriu este muzica unui primaș care nu mai trăiește, din Huedin, care Huedinul tot face parte din această zonă. Mulțumesc foarte mult pentru prezența alături de mine și punem punct aici astăzi acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!